Încă de ieri, pe șoselele din județ, polițiștii rutieri și-au făcut simțită prezența, scopul fiind cel de a informa cetățenii vis-a-vis de riscurile la care se expun în cazul în care încalcă legile privind organizarea alegerilor. Activitatea are rol preventiv. Prioritatea acestei perioade este organizarea în bune condiții a alegerilor locale. Astfel, șeful Poliției Române, domnul chestor de poliție Bogdan Despescu, a dispus suplimentarea forțelor în teren, astfel încât să nu fie împiedicat procesul electoral. Acțiunile polițiștilor au caracter preventiv. Câte 150 de polițiști au fost mobilizați de către Inspectoratul Județean de Poliție Buzău pentru a veghea la buna desfășurare a scrutinului de astăzi.